Bună, dragilor, ce faceți? Cum sunteți? Vă pupă meme, vă așteptam. Bine ați venit, bine ați revenit. Poftiți, poftiți, intrați la citirea pentru energia zilei. Să vedem cu ce vine către noi energia aceasta. 9 de monedă, 10 de bâtă. Nu sunteți bine, nu vă este bine, nu sunteți confortabil, nu vă ajungeți cu bănuții. Vreți bănuți pentru niște proiecte, vreți bănuți, astea pot fi și facturi, da? Știu că poate suna amuzant, dar poate v-au venit facturile la energie electrică sau la gaze și v-au scos un pic din zona de confort. Poate unii dintre voi aveți nevoie să, nu știu, lucrați pământul și atunci aveți nevoie de, ce am spus, de electricitate sau de utilaje și acestea scârție, aveți nevoie să faceți niște reparații acolo, mai aveți nevoie să faceți niște reparații în casă, poate la acoperiș unii dintre voi, ceva în tot cazul se întâmplă. Dacă ne gândim la relație, atunci sunteți singuri și asta nu vă dă pace, nu vă place. Și aveți un conflict aici interior, sunteți ușor pierduți, aveți senzația că vă scapă printre degete ceva, o informație, nu puteți să apucați, da? E ca și când am apucat apa și apa se scurge, nu putem să o conținem. Avem un puternic simbol de taur și unul de pești. Turnul. Ceva s-a terminat. Aveți o pierdere. Fie aveți o pierdere financiară, fie aveți o pierdere personală, emoțională. Că cineva v-a mințit și nu puteți trece peste acest aspect. Ce s-a întâmplat până acum este spre binele vostru. Dacă s-a stricat ceva, știu. Doare, doare la punguță, doare la buzunar. Dar dacă veți înlocui ce vi s-a stricat, va fi numai de bine pe termen lung. Turnul ăsta vine și vă spune că ce ați avut era toxic. În general, ciorile, ca și simbol, sunt niște păsări foarte deștepte. Nu știu dacă ați urmărit vreodată comportamentul lor. Și cumva inteligența pe care o simt de aici din cartea turnului este că ceva aliniat, da, s-a întâmplat pentru ca voi să fiți bine acum. Simbolul acesta al fulgerului mă duce cu gândul la Uranus și la cuvântul ger, a înghețat ceva, da, s-a terminat ceva, s-a spart efectiv, neașteptat, șocant. Dar este în favoarea voastră, este spre binele vostru. Și că pornisem și vorbeam de cioară, în general sunt foarte multe ciori în locurile în care este și foarte multă energie negativă. Oscilați în luarea unei decizii sau o decizie se amână. Sau pur și simplu căutați cea mai bună cale să ieșiți din acest impas. Fie să vă găsiți partenerul, partenera, fie să realizați, să găsiți resursele financiare de care aveți nevoie. Dama de spadă ne vorbește despre o claritate mentală și o luciditate ieșită din comun. Dacă vă detașați un pic de problemă și vă scuturați așa un pic, sunt convinsă că veți găsi răspunsurile potrivite vouă acolo unde aveți, de acolo de unde aveți și întrebările, pentru că este nevoie să luați o decizie acum, una tranșantă, una curentă, una corectă, una obiectivă, pentru a ieși din situația în care vă aflați, din impasul acesta. Avem aici pajul de cupă. Niște mesaje de iubire și nu numai. Aici avem simbolul taurului și avem culoarea mov, care este
culoarea conștiinței supreme, să spunem așa, din spectrul de lumină, din curcubeu, vi se trimite de sus ceva, chiar dacă pare stricat și pun în ghilimele acum, pentru ca voi să ajungeți în punctul favorabil vouă, avem trandafirii roșii și la nivel de iubire și la nivel de culoare roșie de stabilitate, să vă ancoreze și mai mult, să vă fie bine și mai bine decât v-a fost bine, poate. Pusnicul, eremitul sau arhetipul fecioarei, trebuie doar să vă schimbați un pic perspectiva. Pentru unii dintre voi v-ați izolat în iubire, în dragoste, așa v-a lăsat un gust amar experiența anterioară sau cea prezentă în care sunteți, încât nu puteți să pășiți dincolo de această experiență. Iar pentru unii dintre voi este necesar să gândiți efectiv limpede, pentru că veți rezolva ce aveți de rezolvat aici. Și zecele de spadă, care vine în tandem aici cu soarele și cu turnul. Astea toate sunt arcane majore, da? Ceva s-a produs pentru ca voi să fiți bine, chiar dacă voi nu voi ați întârziați o decizie, întârziați poate să ieșiți dintr-o relație. Zecele de spade spune stop, gata, s-a terminat, hai să gândim limpede, dama de spadă, ce avem de făcut de acum încolo. Dacă privim relația, au ieșit două, se merită să așteptați acest deznodământ, să vedeți un bine în povestea asta și să stați optimiști în ceea ce ține de dragostea voastră. Aici numai optimism nu este. Deci schimbați-vă starea, da? Folosiți-vă de energia eremitului să vedeți binele. Din întuneric să vedeți că de fapt aveți bine. Binele ăsta duce către soare, se face lumină. Așa. Se iau două, asta mă urmărește, energie, simbolul fecioarei, iată, pun amprenta din nou pe și soarele. Haideți măi oameni, haideți măi suflete, ia uitați cum e aici. Deci fecioara, care înseamnă eremit un tarot, și soarele, care este deja aici pe masă. Deci este necesar, imperativ, impetuos, cum vreți să spuneți voi, necesar, să schimbați modul de a gândi puțin, să schimbați un pic viziunea, să vă scuturați și să vă ștergeți lacrimile, pentru că tot rău spre bine, știți cum se spune. Și mărul, Capricornul, există o continuitate în toată povestea asta, există o continuitate, chiar dacă voi nu o vedeți acum. Este, mărul este un simbol al tentației, dar este și un simbol al cunoașterii. Așa, simbolurile. Ui, ui, am luat ceva simboluri. Bun, copacul vieții. Situația crește pentru voi, da? Ce este nou va crește. Copacul ăsta are multe rădăcini, multe rădăcini care toate dau același fruct, multe posibilități care duc către binele vostru. Inițiala V poate fi și vine și V de la victorie. Sau de la Victoria. Ia uitați, soarele. Confirmarea. Soarele vine, îl pun aici la soare. Cifra 3, foarte importantă pentru voi, o lună martie, 3 săptămâni, 3 luni, 3 ani. 3 lucruri mai aveți de bifat, 3 întâmplări se derulează în spate, 3 evenimente vor duce către binele vostru, note muzicale și veți ține bucurie, veți fi bucuroși. Steaua, nordul vostru,
Veți ajunge exact acolo unde trebuie să ajungeți. Luna și steaua. Avem același simbol aici. Ce înainte a fost în întuneric, vine în lumină. Ce v-ați chinuit să aflați, veți afla. Veți înțelege și motivul separării dacă v-ați separat de cineva. Veți înțelege și rostul din spatele lucrurilor care poate vi s-au stricat. Veți înțelege că e un rost în toate. Avem aici ce e al tău e pus deoparte. Pentru că, indiferent că voi o luați la stânga sau că o luați la dreapta, aceleași evenimente s-ar fi desfășurat în calea voastră, aceleași, să spunem, mici întârzieri sau mici, așa zise, obstacole ar fi apărut pentru a vă întârzia ca să ajungeți acolo unde trebuie. Veți primi niște vești în legătură cu niște bănuți, și am spus mai devreme, că veți rezolva. Da? Asul de monedă este ăsta. Vine o oportunitate, se stabilizează situația, se schimbă, da, energia în provocarea, în problema pe care o aveți. Aveți protecție, o aripă de înger, aveți încredere că ce se întâmplă este în favoarea voastră. Un mesaj. De nicăieri veți rezolva situația, pe semne că atunci când așteptările voastre vor fi minime sau inexistente, din senin, din iarbă verde, apare, da, șansa care va crește în abundență, în plin, în împlinire. Miracol. Trebuie să credeți în miracole. Acest simbol mai înseamnă și în divinitate, că există, că totul este aliniat, perfect, că sunteți pe drumul vostru, cei al vostru e pus deoparte și elefantul. Putem avea și inițiala E, putem avea și o limbă cu E aici, elenă, ebraică, engleză. Un elefant care simbolizează puterea. Fildeș, Franța. Deci țări precum Israel, țări precum Grecia, țări precum Coasta de Fildeș, Anglia, Statele Unite. Cine știe ce legătură aveți cu locurile acestea? Dar sunt interconectate. Da? Mai trag o carte și încheiem pentru astăzi. Și așa m-a întrerupt curierul. Dar nu mă deranjează că nu caut să fiu perfectă. Ia uitați, sudden wealth, noroc, ceva neașteptat și acest sudden wealth poate fi abundență în comunicare 11, adică ad literam asul de monedă, o oportunitate care se deschide către abundența voastră, către împlinirea voastră, pentru că dacă va apărea singură cartea nouă de monedă, erați bine, împliniți. Dar lângă 10 de bută nu sunteți împliniți, sunteți dărmați. E, 11 este portalul comunicării, da? Pilonii, modul în care comunicăm cu energia creatoare și veți afla. Veți afla ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat în spate și de ce toate s-au întâmplat și s-au aranjat așa. Iar la sfârșit veți râde când vă veți uita înapoi de aceste mici incidente și mici provocări. Cam atât pentru astăzi, suflete dragi, vă îmbrățișez tare, să fiți bine, dacă v-a plăcut, vă aștept cu comentarii, cu un like care ajută, să vă abonați dacă doriți și să fiți bine. Vă pup, pa, pa!